Ce frumos am cântat! Cine oare cine mă va despărți de marea iubire a Lui? Biblia spune că păcatul ne poate despărți, sau o inimă rea și necredincioasă. Când intervine păcatul, nu mai este rugăciunea de care era aici mesajul, cuvântul. Vedeți? Rugăciunea trebuie să fie elementul în care noi să ne simțim cel mai bine, nu o casnă, nu o povară. Nu mă rog că sunt obligat. Noi spunem uneori să provocăm oamenii la rugăciune, credincioșii. Fără să ne provoace nimeni, noi nu putem fără rugăciune. De fapt, o apropiere reală de Dumnezeu înseamnă apropiere prin rugăciune. Spune aici în Ieremia de bunoară, cuvântul Domnului, printre altele, în capitolul 30, versetul 21, a doua parte. Căci cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de mine, zice Domnul? De capul nostru, în mod haotic, nu ne putem apropia de Dumnezeu. E un foc mistuitor. Niște flăcări veșnice. Avem istoria națiunii lui Israel și a înaintașilor noștri. Câți ori căzut, câți ori fost nimiciți. Și totuși Dumnezeu are o modalitate prin care El o pregătit-o, prin care ne putem apropia de El. Una din aceste căi, sau cea mai importantă, poate e rugăciunea. Cine dorește să apropie de Dumnezeu, trebuie să apropie prin rugăciune. În rugăciune ne manifestăm neputința, micimea, imperfecțiunea. În rugăciune cerem îndurarea Domnului, ajutorul Lui, nu putem fără El nimic. Foarte interesant, spune aici în Psalmul 94, spune aici versetul 20, te vor pune cei răi să șezi pe scaunul lor de domnie, ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul legii. Extraordinar! Nenorociri care vor fi pregătite la adăpostul legii. Legea spune asta. Cine ne poate, practic, ajuta, lumina, călăuzi? Numai Dumnezeu. Apropiere de Dumnezeu. Dar cine nu dorește apropiere de Dumnezeu? Toți dorim. Aia înseamnă să mă apropii prin rugăciune, dar în cămăruță, acasă. Aici va fi foarte ușor să te rogi, dacă te rogi acasă. Dacă ești om în rugăciune acasă, e foarte ușor aici să te rogi. Dorești părtășia. Sigur, fiecare loc are rolul ei, rugăciunea în cămăruță, în familie și apoi aici în biserică, toți împreună mădularele. Dar apropierea de Dumnezeu mai înseamnă și apropierea de cuvânt. Nu poți fără cuvânt, nu poți. Ce frumos spune aici, în Psalmul 1, spune printre altele aici cuvântul lui Dumnezeu, vis-a-vis de această idee, de această cerință, e o cerință, a celui preanalt. Spune psalmistul în Psalmul 1, începând cu versetul 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, pe de-o parte. Pe de-o parte nu faci ceea ce este rău. Dar în același timp, a nu face rău nu e o virtute. Nu faci rău, dar faci altceva, trebuie să faci binele. Și în continuare spune, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Oare nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor Lui, care zi și noapte strigă către El? Era întrebarea, dar oare chiar strigăm zi și noapte? Sigur, nu putem sta numai pe genunchi tot timpul. Dar în același timp, omului Dumnezeu, tot timpul trebuie să mediteze la Dumnezeu. Și în mașină, și când merge, și oriunde este. Relația lui să fie bună cu Dumnezeu. Asta cere Dumnezeu. Apoi aici spune, și-și găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui, la cuvântul lui. Ferice de cine citește, de cel ce ascultă și de cel ce împlinește cuvintele acestei cărți, acestei prorocii. Păi îl fericește Dumnezeu. Dar vedeți, fericirea nu e dintr-o dată. Că de multe ori noi o dorim așa dintr-o dată. Este în timp frumos. Timpul este cel ce își spune cuvântul, Dumnezeu lucrează.
Ce frumos! Și apoi cine vrea să apropie de Dumnezeu, trebuie să apropie de biserică. Nu poți sta acasă când e părtășie aici, în casa Domnului. Sigur, acum sunt niște condiții, cerințe, dar în general nu pot fără biserică. Trebuie, încă o dată, dorința noastră lăuntrică să existe o permanență. Doamne, vreau să mă duc la casa Ta. Mădularele împreună se întâlnesc acolo împreună cu Domnul. Domnul nu lipsește niciodată de la părtășie. Auziți numai ce spune vis-a-vis de această apropiere sistematică. Așa ne putem noi apropia de Domnul. Auziți ce spune aici în Cartea Evreilor, în capitolul 4, versetul 16. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Să ne apropiem, nu să stăm departe. Sunt eu numai un Dumnezeu de departe? Nu sunt și eu un Dumnezeu de aproape? Poate cineva să stea într-un loc ascuns, fără să-L văd eu, zice Domnul, spune Ieremia? Nu, nu există așa ceva. Toate sunt sub controlul Lui. Domnul nu a pierdut controlul evenimentelor. Da, de unde? Totul este sub controlul Lui. Ce frumos, în capitolul 10 din Cartea Evreilor, auziți ce spune aici, tot în această direcție, să ne apropiem, dar cu o inimă curată, cu o inimă curată. Inima omului, din inimă ies visteria, de unde ies toate lucrurile, bune sau rele. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. În inimă Domnul vrea să locuiască, ca stăpân și domn. A de acolo, dar nu inima din stânga, noi știm. Zice, inima nebunului este la stânga lui, iar inima înțeleptului este la dreapta lui, inima spirituală. Din inima spirituală, când cineva își deschide inima și cheamă îndurarea și clemența Domnului, Domnul scoate afară toate viciile și toate lucrurile negative. Și El vine, în schimb, nu lasă locul gol, vine și se instalează El ca stăpân și domn acolo. El vrea, pune acolo cuvântul, pune Duhul Lui, pune lucrurile sfinte. Ce frumos! Să ne apropiem, dar cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Au zis tot vis-a-vis de această apropiere, pentru că era vorba de apropiere de Domnul. În Petru spune aici, în capitolul 2, 1 Petru 2, versetul 4, apropiați-vă de El, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Dar aici așa arată cum să ne apropiem. Zice, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Așa să ne apropiem. Și asta e o apropiere sistematică, continuă, până când e o contopire cu Domnul în ziua aceea. Sunt, sigur, pași pe care trebuie să-i facem. În ultima instanță spune aici Iacov, capitolul 4, versetul 8, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Facem noi pași de El, nu este indiferent, nu e imun la cerințele, dorințele pe care noi le manifestăm. El vede și se apropie și El de noi. Apoi este o întâlnire cu El. Dorim încă o dată, Doamne, binecuvântă Biserica Gloria. Doamne, binecuvântă-ne pe toți cu o apropiere de Tine, prin rugăciune, prin cuvânt, la părtășie, în casa Ta, la biserică. Ce frumos, în seara aceasta a fost citit un text din Iona. Iona e un personaj aparte, am putea spune. Mă gândeam printre altele aici, la ce nu m-am gândit până acum. Vedeți, Domnul nu a renunțat la Iona. Nu renunță Domnul prea ușor la cineva care s-a întors, care a venit. Îi vorbește de mai multe ori. Noi, după mintea noastră, am fi putut spune, Iona, un rebut, nu a ascultat și a manifestat această stare a lui. Și totuși Domnul nu a renunțat la Iona. Putea găsi alții, dar cum, alți slujitori. Întotdeauna Domnul a avut slujitori. Știți că Ilie a zis, Doamne, sunt singur. Poate și noi avem impresia unii dintre noi, că numai noi am rămas. Da, de unde? Domnul are. Are slujitori mulți. 7.000 de bărbați care nu și-or pleca genunchiul înaintea lui Baal și a căror gură nu l-or sărutat, în vremea lui Ilie. O vreme de criză Domnul a avut, dar nu renunță la Iona. Îmi place mult acest lucru. Domnul formează Iona, un mare proroc. Biblia vorbește și în Cartea Împăraților despre Iona, fiul lui Amitai, ca proroc.
ca slujitor. Și totuși nu-l cunoștea, asta e înțelegerea mea, nu-l cunoștea suficient pe Domnul. Puterea lui. Aș vrea aici mai întâi să amintesc un lucru, câteva lucruri fără comentarii. În primul lucru, cea mai scurtă predică pe care noi o găsim e predica lui Iona, dar cea mai eficientă. Cea mai scurtă predică. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. M-am gândit la noi de multe ori câte argumente, câte mesaje într-o viață. În fiecare duminică, joia și așa mai departe, de fiecare dată când suntem aici, acasă, luăm Biblia, o citim, nemaipomenit. Iona a avut un mesaj, cel mai scurt mesaj, apoi cel mai negativist, cea mai negativistă predică. Totul negativ, nu le-a dat nicio șansă. Efectiv, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și apoi cea mai neargumentată predică, niciun argument, nimic. Dar cea mai rodnică, cea mai binecuvântată, extraordinar, toată cetatea. Era Duhul lui Dumnezeu acolo prezent, lucrarea lui. Dumnezeu l-a trimis pe Iona. 100 de ani, adevărat, s-a mai prelungit viața cetății Ninive și apoi a fost nimicită complet, distrusă. Dar 100 de ani încă o mai durat. Generațiile acestea care au fost atunci s-au întors la Domnul și Domnul a ținut cont de ele. Apoi un alt lucru pe care vreau să-l amintesc, dragii mei. Iona ne spune Biblia aici, printre altele, parcă atunci când citim, Doamne, parcă nu e adevărat. Zice, scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, strigă împotriva ei, că răutatea ei s-a suit până la mine. Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Poți să fugi departe de fața Domnului? În vreun loc unde Dumnezeu să nu fie prezent, te poți ascunde de El, da, de unde? Am încercat cu ani în urmă, ca și tânăr, copil, când eram, să-mi imaginez Dumnezeu, dar e peste tot, așa spune Biblia. Unde te poți duce departe de fața Lui? Unde mă pot ascunde? N-am unde. Mi-am imaginat la un moment dat butelia de gaz, care o foloseau părinții acasă. Îi dai drumul, dacă îi dai drumul în cameră, peste tot gazul, dar nu-l vezi. Dar peste tot gazul este prezent. Dumnezeu este pretutindeni. Peste tot. Nu e un loc, un colțișor unde Dumnezeu să nu fie prezent. Iona nu a înțeles, nu a înțeles acest lucru. Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Și acum trei lucruri aici, trei coborâri a lui Iona. Foarte interesant. Prima coborâre, zice, Iona s-a coborât în fundul corăbiei, s-a culcat și a dormit dus. Această coborâre nu înseamnă altceva decât nepăsare. Coborârea, prima coborâre a lui Iona, nepăsare. Să știți că mulți stau în nepăsare. Aud mesaje, astea ne vor sluji într-o zi. Biblia ne vorbește mereu, frații ne vorbesc. Trebuie să trăim o viață de părtășie, avem, sigur, Biblia spune, aceste lucruri s-au fost scrise pentru învățătura voastră, peste care a venit sfârșitul viacurilor. Uitându-ne la înaintașii noștri, cei buni să luăm, iar cei negativi, sigur, să tragem concluzia. Coborârea aceasta lui Iona în fundul corăbiei, nepăsare. Să știți că sunt persoane nepăsătoare, efectiv. Vedeți, nu e suficient să ne apropiem de biserică dacă nu ne apropiem și de Domnul în biserică. Știți de bună oară ce spune aici în Osia, la un moment dat, Osia, spune în capitolul 6, printre altele, spune felul următor. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Să ne apropiem de Domnul, să ne întoarcem la Domnul. Tot aici zice versetul 16 din capitolul 7. Se întorc, dar nu la cel preanalt, sunt ca un arc înșelător. Eu mă pot întoarce la fanfară, să cânt în fanfară, îmi place fanfara foarte mult, pot să spun. Și vreau să cânt în fanfară, în corul bărbătesc, în cor, într-o formație. Da, e foarte important, dar nu e suficient. Eu trebuie să mă întorc la Domnul. Să știți, nicio formație, nicio biserică locală nu poate da mântuire. Cel ce mântuiește e cel ce e prezent în biserica locală. Cel ce controlează toate evenimentele și acesta este Domnul Iisus Hristos. Nu e un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți.
E un nume, așa spune în Fapte, în capitolul 2. Numele acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Apropiindu-ne de El. Cum să ne apropiem? Prin rugăciune, prin cuvânt, prin părtășie, printr-o viață de meditație tot timpul. Și apoi Domnul sigur îmi descoperă dacă am carențe încă în viața mea și carențe, lucruri care negative, care trebuie eliminate. Auziți numai ce spune tot aici, versetul, capitolul 14 din Osia. Versetul 1, întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta, îi spunea lui Israel. Aici în Ioel spune, sfâșiați-vă inimile și nu hainele și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. La Domnul. De aceea noi insistăm mult pentru nașterea din nou. Biblia, așa consemnează. Nașterea din nou e foarte importantă. Apropierea de Dumnezeu. Când te apropii de El, sigur, nu e nevoie ca alții să spună prea multe. Îți dai tu seama, puterea Lui, cerințele Lui, dorința pe care o are. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Gloria. Prima coborâre în fundul corăbii, o a doua coborâre, despre care ne spune Biblia, spune aici. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Coborâre în fundul corăbii, apoi coborâre în mare, disciplinarea lui Iona. Iona a fost disciplinat. Prin această coborâre nu a fost altceva decât disciplinarea lui Iona. Sigur, e trist că și după ce o ieși de acolo, din pântecele Chitului, Dumnezeu o controla și acolo toate evenimentele. De multe ori îmi zic, Doamne, cât de mare este Dumnezeu. O trimis un pește, au zis și peștii. Lui Petru îi spune, du-te, aruncă undița și pescuiește. Și primul pește care va veni, deschide gura și vei găsi acolo o rublă pe care să o dai pentru mine și pentru tine, să plătești darea la templu. Ce mare e Dumnezeu! Ce spuneți, este mare Dumnezeu? Doamne, te binecuvântăm pe Tine! Vrem, Doamne, să slujim! Coborârea în fundul corăbii, coborârea în mare, disciplinare. Domnul dorește, însă, sigur, ca Iona să-și facă partea lui și Dumnezeu nu renunță la Iona. Vreau în continuare câteva principii să le menționez. Nu voi insista prea mult, dar aș vrea să le menționăm. Primul lucru, primul principiu, omul lui Dumnezeu are o chemare înaltă. Este chemat să fie o reală binecuvântare pentru toți cei care îl înconjoară. Chemarea unui credincios să fie o reală binecuvântare omului Dumnezeu, pentru casa lui, în primul rând, pentru familia lui și apoi pentru toți cei ce sunt polarizați în jurul lui. Asta e chemarea omului Dumnezeu. În contextul în care nu trăim pocăința reală, eu pot fi un real pericol. Să dau o turnură greșită, o direcție falsă, celora care mă înconjoară, celor din jurul meu. Iona a avut o chemare, a fost un proroc al lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis, l-a chemat și l-a trimis. Și la un moment dat, ei vâsleau, dintr-o dată s-a stârnit pe mare o furtună puternică. Și în final au zis, hai să tragem la sort, să vedem din pricina cui o veni peste noi furtuna aceasta. Poate veni o furtună într-o familie din pricina cuiva, da? Da, poate. Știți o concluzie? M-am uitat în Cartea Sfântă de bună oară, cel mai înțelept împărat a fost Solomon, așa ne spune Biblia despre el. Un împărat deosebit, ales, chemare specială. Cât timp a rămas lângă Dumnezeu, nu a avut nicio problemă, niciun dușman. Foarte interesant. În momentul în care s-a abătut de la Domnul și nu a rămas ceea ce trebuia să rămână, Dumnezeu i-a dat vrăjmaș. O ridica vrăjmaș. Când ai probleme, e foarte important să-ți verifici viața. Sunt o lumină? Pentru casa mea, pentru familie, pentru biserică? Ce frumos aici, câte lumini sunt! Nemaipomenit ce chemare înaltă are biserica. Omului Dumnezeu este chemat să fie o reală binecuvântare. În contrast cu Iona, mai multe exemple, dar unul din ele, auziți numai ce spune în Faptele Apostolilor. În capitolul 27 spune așa, versetul 18, fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. Iar a treia zi, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corăbiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile. Furtuna era așa de puternică, încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare.
Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel, zice, s-a sculat în mijlocul lor și a zis oamenilor, trebuia să mă ascultați, să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum însă vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va peri și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Și acum versetul 23 în continuare. Un înger al Dumnezeului, a căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele. Tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Și noi știm că o scăpa datorită lui Pavel. Omul lui Dumnezeu trebuie să fie o reală binecuvântare. Omul lui Dumnezeu, întotdeauna unde el este prezent, Dumnezeu este și el prezent, Dumnezeu lasă protecția lui. Doamne, binecuvântă toți capii de familie, dar ajută-ne la toți, Doamne, familiile noastre. De multe ori vine nenorocirea peste cel neprienit, dar Dumnezeu îl scapă întotdeauna din ea. Așa ne spune în Psalmul 34. Întotdeauna Dumnezeu este cel ce are putere, are autoritate. Știți ce spune Biblia despre Iosif la un moment dat, omul lui Dumnezeu? Și el a fost o reală binecuvântare pentru frații lui. Noi știm, Dumnezeu l-a trimis înainte, spune chiar Iosif. Zice, nu vă gândiți că mi-a săcut rău, că Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră să vă scap viața. O fost o reală binecuvântare. Și Faraon spune, am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Extraordinar. Fiindcă Dumnezeu ți-a făcut de cunoscut acest lucru, nu este nimeni care să fie așa înțelept ca și tine. Și noi știm în continuare ce s-a întâmplat. Despre Avram, spune Biblia, vedem lămurit că Domnul este cu tine în tot ce faci. Fă un legământ, spune Abimelec, fă un legământ, pentru că vreau să am această încredințare și să pot să am această siguranță că nu-mi vei face niciun rău. Ce frumos să recunoască alții că ești o binecuvântare. Să știți, uneori, printr-o persoană credincioasă care trăiește standardul înalt, moral și spiritual, Dumnezeu poate da izbăviri mari în familie. Dumnezeu poate face treziri mari în familie, dar trebuie această persoană să fie la cerința, la înălțimea dorită de Domnul. Deci să nu uităm acest prim gând. Omul lui Dumnezeu este chemat să fie o reală binecuvântare. Dacă nu, el este un real pericol, ca și Iona. Iona a devenit un real pericol. De nu intervenea Domnul, toți mureau. Dar Domnul, sigur, nu a renunțat la Iona. Nu a renunțat și Domnul disciplinează. L-a coborât în mare, disciplinare, în pântecele chitului, a peștelui, un mare pește. Știți că au fost critici care au încercat să conteste această carte a lui Iona, dar Domnul Iisus face referință la ea. În Luca și în Evanghelia după Matei. Autenticitatea nu se mai pune acum în discuție. Ea este reală, întâmplarea aceasta, unică în felul ei, foarte frumoasă. Apoi un al doilea gând, de fața și de prezența Domnului, un al doilea principiu, nu poți să te ascunzi, nu poți să fugi. De-am fi noi conștienți întotdeauna că Domnul toate le vede, toate le are sub control. Totul este sub controlul Lui. Auziți numai ce spune Ieremia de bunoară. Ieremia spune aici în Cartea Sfântă, în capitolul 16, căci ochii mei, versetul 17, sunt cu luarea minte la toate căile lor, ele nu sunt ascunse înaintea feței mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile mele. Totul este sub controlul Lui. Atât de mare e Dumnezeu că spune aici, tot în Ieremia, pentru că suntem în această carte, ne spune aici în capitolul 8, căci eu sunt cu luarea minte, versetul 6, și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui, niciunul din ei nu se căiește de răutatea lui și nu zice ce am făcut, ci toți spun, uite ce-a făcut cu tare sau cu tare. El e cu luarea minte, extraordinar. Atent la tot ce vorbim noi. Capitolul 32 din cartea lui Ieremia, același lucru. Zice aici, versetul 19 din capitolul 32, tu ești mare la sfat și puternic la faptă, tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui.
După rodul faptelor lui. Acum e o problemă aici. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. Nu înseamnă că puțin îi pasă de nelegiuire. Nu. Și păcătosul, dacă 100 de ori face răul și stăruiește multă vreme în el, la un moment dat se spune, uite că Domnul nu e ca omul, Domnul nu zice nimic. Zice, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Domnul și păzesc legile lui. Deci Dumnezeu de multe ori, la unii, ăsta e un har, imediat Domnul să intervină. Dar de multe ori te poate lăsa și ani de zile, uite că Domnul nu zice nimic. Uite că nu se întâmplă nimic și asta mă poate încuraja în rău. Totul trebuie după cuvânt. Știți ce spune în Psalmul 119, versetul 40? Fă-mă, Doamne, să trăiesc în neprienirea cerută de Tine. E o neprienire pe care o cer și oamenii uneori și biserici locale. Dar nu asta are valoare. Valoarea adevărată, reală, trebuie și să corespundă cu această neprienire pe care o cere Dumnezeu. Unde o găsim? O găsim în cuvântul Lui. El are ochii deschiși, El privește. El cântărește. Auziți ce ne spune de bunoară în Proverbe, în capitolul 5. Și în capitolul 15. Ne spune aici, versetul 3 din capitolul 15. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. L-au văzut și pe Iona. Tot ce s-a întâmplat acolo. O cunoscut drumul în continuare, evenimentele. Domnul vede și finalul vieții cuiva. Totul este cunoscut de El. Capitolul 5, versetul 21. Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului. El vede toate cărările lui. Toate cărările. Știți ce spune în Psalmul 58? Ne spune aici cuvântul foarte frumos. Zice omului Dumnezeu, printre altele, tu numeri pașii vieții mele de pribeag, pune-mi lacrimile în burduful tău, nu sunt ele scrise în cartea ta? Auziți și lacrimile. Și pașii omului sunt numărați. Zice, de-aia spune în Apocalipsa, că în ziua aceea El va șterge lacrimile de pe obrazul nostru, dacă au fost. Dacă au fost. Dacă nu, s-ar putea dincolo să plângă mulți. De aceea doresc, Doamne, ajută-ne să înțelegem că Tu vezi căile noastre. Totul este văzut, totul este cunoscut de Tine. Totul este în atenția Ta. Domnul este Cel ce ne cunoaște. De fața și de prezența Domnului nu putem fugi. Mai vreau să amintesc ceva. Au zis marele om al lui Dumnezeu, David. David s-a întors cu toată inima, a avut o scadență, o carență, un păcat în viața lui. Noi știm, dar s-a întors. S-a întors cu toată ființa lui la Domnul. Și printre altele, după ce se întoarce, auziți ce zice el aici, în Psalmul 139, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. S-ar putea să fiu pe o cale rea și să nu știu? Da. Da. Numai Domnul este Cel ce vede în mod desăvârșit și dacă îmi dă El lumină. Tot timpul de aceea trebuie să fiu raportat la cuvânt. Nimic fără cuvânt. Oglinda spirituală. Știi ce spune Pavel lui Timotei? Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai primit. Ține-l cu credința care este în Domnul Iisus Hristos. Dreptarul. Fără dreptar nimica. Oglinda. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, după dreptar. După dreptar, după acest cuvânt și în ziua aceea Domnul va cântări și va judeca omenirea. De fața și de prezența Domnului nu poți să te ascunzi. Nu ai un loc unde să mergi, că El e pretutindeni. Un al treilea lucru, de să nu uităm omului Dumnezeu, îi chemat să fie o binecuvântare. Dacă nu, va fi un real pericol. Omului Dumnezeu în continuare să știe că de fața și de prezența Domnului nu te poți ascunde. Oriunde El este prezent. Toate sunt în evidența Lui. Un al treilea gând, ascultarea sau neascultarea atrag consecințele. Ascultarea sau neascultarea. Ascultarea e un lucru mare. Ascultarea face mai mult decât jertfele și împlinirea cuvântului mai mult decât arderile de tot. Zice acolo în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, versetul 24. Ferice de cine ascultă, de cel ce crede și de cel ce ascultă cuvintele acestei cărți. Credința și ascultarea atrag mântuirea. Citim exact cum spune aici Ioan.
Foarte frumos, Evanghelia după Ioan. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Prin cele două, prin ascultare și credință, sunt focalizate toate virtuțile sfinte și binecuvântate. Ascultarea e un lucru mare. Vreau să spun încă o dată, Domnul nu renunță imediat la cineva, nu? Dar vor fi anumite prejudicii în viața noastră. Domnul ne iartă de multe ori, dar plătim. Aici plătim, nu dincolo, nu vrea să fim pedepsiți odată cu lumea. Și aici El are, sigur, metodele Lui. De a îndepărta zgura, degeaba pedepsesc eu, că zgura nu se dezlipește. De aceea se vor numi argint lepădat, pentru că Domnul i-a lepădat. Domnul aici ne curățește și are metode, uneori și prin suferință. Să știți că și prin ce trecem noi acum, e un mod în care Domnul are în vedere biserica Lui, eu asta cred în mod special. Să ne plece, să ne plecăm, să ne smerim, să strigăm, să vadă cum rămânem credincioși, să nu murmurăm, să nu cârtim. Păi să-i doar un început al durerilor. Un început. Știți până unde merge, ce spune omul lui Dumnezeu, zice, când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Acele evenimente până atunci, extraordinar. Deci ăsta e un început. Și Dumnezeu vrea să ne obișnuim cu mulțumirea. Mulțumirea este o mare binecuvântare. Ascultarea sau neascultarea, oameni mari al lui Dumnezeu, care au fost cu chemări deosebite și care nu au ascultat până la capăt. Balaam, știți, Biblia vorbește de un Saul, împăratul Saul, și de ceilalți împărați, o mare parte din ei care n-au ascultat. Unii din ei au avut o chemare deosebită, dar nu au rămas credincioși până la capăt. Și poporul mereu se îndepărta. Totul, zice, poporul se îndepărta mereu de Domnul. Eu doresc pentru Biserica Gloria, pentru Biserica Betel. Doamne, lasă o trezire spirituală în viața noastră. Ajută-ne să ascultăm, Doamne, de glasul Tău. Când ascultăm de cuvânt, ascultăm de Domnul. Când ne raportăm la cuvânt, ne racordăm la voia Lui, atunci suntem raportați la voia Celui Preanalt, la cuvântul Lui. Deci să nu uităm, omul lui Dumnezeu este chemat să fie o reală binecuvântare. De fața și de prezența Domnului nu poți să fugi, nu te poți ascunde, n-ai unde să mergi. Toate sunt sub controlul și în privirea Lui. Ascultarea sau neascultarea, în al treilea rând, atrag consecințele. În al patrulea lucru, principiu, care este direcția în care noi mergem? Foarte important. Care e direcția? E adevărat, venim la Gloria, venim la Betel, mergem la biserică, oameni creștini. E foarte important spiritual, în adevăratul sens al cuvântului. Trebuie să mă verific mereu. Auziți numai ce spune, printre altele astea, așa ca să ne putem mai mult să ne dăm seama și să realizăm. Spune de bună oară în Proverbe, în Cartea Proverbelor, în capitolul 16. Spune aici, printre altele, versetul 2. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. În ochii mei pot să fie toate lucrurile în ordine. Dar tot timpul trebuie să știu voia Lui, tot timpul să fiu raportat la cerințele Lui. Zice aici, în continuare, versetul 25, zice, multe căi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Care e direcția? Doamne, direcția noastră e împărăția cerurilor. Asta trebuie să fie direcția. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Neprihănirea Lui este Domnul Iisus. De-aia Biblia ne învață să ne îndreptăm privirile spre Domnul, cu o viață de pocăință și cu credința în Domnul Iisus. Astea sunt legate una de alta. Zice, nimeni nu poate veni la mine dacă nu este atras de Tatăl care m-a trimis. Și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Domnul se ocupă de noi. El a murit pentru noi, El se ocupă de noi. De creșterea noastră, de învățarea noastră, de modul nostru în care să ne comportăm și să acționăm. Biblia vorbește și în capitolul 14, tot vis-a-vis de acest lucru. Spune multe, versetul 12, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă, zice, se văd că duc la moarte. La urmă, capitolul 21, tot din Proverbe.
Spune, omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. Care este direcția? După ani de zile de slujire, de apropiere de Domnul, m-am apropiat? Îl slujesc? Mai am încă această bucurie pe care o aveam la început. Auzim uneori mărturii, frate, cum era la început. Dumnezeu a rămas același. Nici nu-i admis să fie altfel. Cum am fost atunci când m-am întors, cercetat, binecuvântat, provocat, tot la fel. Viața trebuie să rămână aceeași, că Dumnezeu a rămas același, neschimbat. Să nu uităm direcția de mers. Și apoi, încă un lucru, un al cincilea principiu. Lucrurile care se ridică înaintea celui preanalt. Biblia spune lui Iona, scoală-te, du-te la Ninive, căci cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Cum sunt lucruri care se suie până la Dumnezeu, da. Răutatea ei, păcatul ei, s-a suit până la mine. Sunt lucruri care ajung înaintea lui Dumnezeu, ca o cupă care se umple, ca un pahar. Spune aici în cartea Proverbe, în Eclesiastul, omul lui Dumnezeu spune aici, în capitolul 7, zice, nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Cum să nu fiu prea neprihănit? Mă oprește Domnul de a fi prea neprihănit? Nu te arăta prea înțelept. Nu te considera tu prea neprihănit. Și ăsta e un paradox. Cu cât te apropii mai mult de Domnul, descoperi în tine încă carențe și lucruri care nu-s după voia Lui. Cu cât stai departe de Domnul, te vezi bun și vezi pe alții că sunt vinovați. Asta este legea, să știți. Dar când te apropii de El, îl vezi minunat, îl vezi desăvârșit, sfânt. Nu fi prea neprienit, nu te arăta prea înțelept, pentru ce să te pierzi singur, dar nu fi nici peste măsură de rău. Adică ca și când, cum există o măsură care poți să o ai de răutate, nu, la asta se referă. Ai grijă, nu te considera, nu-s bun de nimica, eu nu știu, eu nu pot, eu sunt slab. Și asta este o altă extremă. Pentru că în ultimă instanță nu tu ești, Dumnezeu dă putere, El ne ajută, El pune noi și voința și înfăptuirea. Noi trebuie doar să rămânem la îndemâna Lui, la dispoziția Lui. Să fim gata pentru El. Ce frumos! Lucrurile care se ridică până la Domnul. Biblia spune că trufia Lui a ajuns până la urechile mele. Și Domnul a rostit o sentință. Oamenii în dreptul cărora a rostit Domnul sentință. Când mândria, când trufia, când păcatul au ajuns undeva la culme. Și la Ninive a fost la fel. Dar nu numai. Auziți ce spune Biblia despre Iona, ce-a mai ajuns înaintea Domnului? Zice aici, printre altele, zice versetul 7. Când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul de și rugăciunea mea a ajuns până la tine, în templul tău cel sfânt. El era în pântecele peștelui. Și de acolo s-a rugat și a strigat și rugăciunea lui a ajuns până în templul lui cel sfânt, acelui preanalt. Nemaipomenit. Și rugăciunile ajung. Credeți când noi ne rugăm, că doar ne rugăm o liturghie pe care o da de unde? Nu-s liturghie aici. E lucrarea prin credință, e cerința, rugăciunea. Când noi vorbim din cuvânt, e cuvântul lui. E plin de putere, de autoritate cuvântul. Dacă eu îl iau așa, așa va fi în viața mea, iar dacă nu, va fi așa cum cred. Eu doresc pentru biserica gloria, Doamne, lasă binecuvântarea Ta. Ajută-ne, Doamne, să fim oameni ai rugăciunii, rugăciunea ajunge înaintea celui preanalt. Auziți numai ce spune Biblia în fapte, în capitolul 10, știm, dar reamintesc lucruri care au ajuns înaintea lui Dumnezeu, ce frumos. Primul rod dintre neamuri. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic. Asta înseamnă și evlavios, cucernic, printre altele. Și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie. Pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și a zis, Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el și s-a înfricoșat. Și a răspuns, ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele.
rugăciunile și milostenile tale. Se suie înaintea lui Dumnezeu. E o zi. Domnul are timpul lui. Toate le face după ceasul lui. Ceasul lui nu întotdeauna este ceasul nostru. De bună oară, un frate a venit la noi la o binecuvântare cu 4 ani și jumătate în urmă. Acum sunt 5 ani și jumătate. Eram la bloc, locuiam acolo unde locuiam în centru cu familia și la o rugăciune acasă, după ce ne-am ridicat, îmi spune: frate Eugen, zice, am văzut o casă într-o curte, zice, e puțin mascată, nu se vede din afară. Și mi-a descris-o în detaliu, cum arată casa, cum sunt arbuștii, plantele care sunt acolo în jurul casei, tot absolut. Și Domnul a spus, e casa pe care Domnul vă pregătește, e pregătită pentru voi. Noi ne rugam mereu cu familia ca Domnul să ne dea o casă, acum era mulți, suntem împreună cu 12 nepoți acolo, familie, suntem 16 persoane. Era destul de greu la bloc. Și am crezut că imediat Domnul rezolvă problema. Știți cât o mai trecut? O mai trecut încă 4 ani și jumătate. Dar Domnul a împlinit. Până în cei 4 ani și jumătate noi am vrut să-L ajutăm pe Dumnezeu în împlinirea promisiunilor. Tot am căutat, am încercat și peste tot numai eșec. N-am putut face nimica. Până când a venit momentul. Când a venit momentul a fost foarte simplu și a fost foarte ușor. Da, sigur, noi avem fiecare experiențele noastre de atâtea ori. Ce frumos să aștept ajutorul lui Dumnezeu. Să ai încredere în El, că El ce spune, El este Cel ce împlinește. Aș vrea să închei amintind câteva lucruri, ce le-au făcut fără să le comentez, ce-au făcut cei din Ninive. Când citește aici, e mișcător. Cuvântul Domnului, zice, a vorbit a doua oară lui Iona, scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, după ce peștele l-o vărsa pe uscat. Domnul a vorbit peștelui. Mai întâi să vină să-l înghită pe Iona, apoi a vorbit peștelui să meargă să-l verse pe uscat, pe mal, și apoi a vorbit din nou, scoală-te, du-te din nou la Ninive, cetatea cea mare, vesește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive. Și el zice că a început strigarea. Ion a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Atât a fost mesajul. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cel mai mare până la cel mai mic, până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive, care s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. A trimis să dea de știre Ninive din porunca împăratului a mamarilor lui următoarele: oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască, nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu sa, să strige cu putere către Dumnezeu, să se întoarcă de la calea lor ce are ea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu perim. Dumnezeu a văzut ce făceau ei. Dumnezeu a văzut. Socăiți, zice, ce făceau ei, că se întorceau de la calea lor ce area, atunci Dumnezeu s-a căit de rău pe care hotărâse să-l facă și nu l-a făcut. Aici aș mintesc câteva lucruri. Primul lucru, s-or pocăit. De unde știm că s-or pocăit? Auziți numai ce spune în Matei, capitolul 12, versetul 41. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. S-or pocăit. Ce înseamnă pocăință? Înseamnă, printre altele, iertarea păcatelor. Apoi înseamnă vrem de înviorare pe care Domnul să le aducă. Fără pocăință nu există nici iertare, nici vremuri de înviorare. Asta este legea celui preanalt. Un al doilea lucru ce-au făcut cei din Ninive. Cei din Ninive, ne spune Biblia, că s-au întors la Domnul. S-au întors la Domnul. Ori strigat cu putere, s-au rugat din inimă. S-au recunoscut și-au făcut o întoarcere reală. Dacă nu facem un bilanț și o contabilizare, dacă nu ne revizuim atitudinea, gândurile, vorbirea, informațiile, la ora actuală este o aglomerație de informații cu care ne încărcăm lăuntrul nostru.
informații care ne trag în jos. Și când mă gândesc, Doamne, zice că în Domnul sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Toate valorile adevărate sunt aici și noi stăm de multe ori poate departe de ele. Există și priveghi în seara aceasta și voi încheia. Dorez în inimă, Doamne, fă o trezire aici în gloria. Dar și la Betel, Doamne, și în viețile noastre ale tuturor. Vrem, Doamne. Încă n-am ajuns niciunul la apogeu. Nici Pavel nu a fost, fraților, nu că am ajuns de săvârșit, că nu a fost nici el, nici Pavel. Niciunul n-am ajuns de săvârșit, dar avem nevoie de o apropiere constantă. Și asta dorește Domnul. Și Domnul este gata să lucreze. Este gata să șteargă și să ne ajute și să ne sprijinească. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să rămână în viețile și în familiile noastre ale tuturor. Amin. Amin.